Neața, asta e o nouă zi de trișat. O încep clasic cu cafea și cu ceva dulciuri, desigur. Deja pe parcurs o să mai vedem pe unde o să intrăm. Am în plan doar dulciurile care le am pe acasă și eu trec pe lângă un restaurant în drum la sală, da? De fast food. Și săptămâna trecută am văzut că a apărut ceva nou acolo. Și o să vorbim despre asta la următoarea masă, dar până când începem cu dulciuri. De la Cadbury, Dairy Milk seria, da, nou, e Oreo sandwich. Se primește că sunt biscuiți de Oreo cu cremă de vanilie în mijloc, dar pe lângă asta mai este și ciocolată Cadbury. Așa arată. Chiar mi-e interesant cum trebuie să arate, pentru că... sunt mici de aici, le văd că biscuiții Oreo de obicei sunt mari. Aici sunt făcute versiunile mini. E că așa arată. Și așa. Se primește că eu am făcut sandwich din două părți. Așa. Oreo, 2 biscuiți, crema asta albă originală, alora și deja ciocolata Cadbury clasică de lapte. Da, ciocolata clasică Cadbury, biscuiți crocanți de Oreo. Clar că crema asta albă alora nu se mai simte așa de bine după ciocolata Cadbury. Da, ciocolata de la Cadbury cu lapte e foarte gustoasă. Întotdeauna a fost bună de câte ori am mâncat. Eu am așa o senzație că în Europa Milka și aici e Cadbury, parcă așa o senzație că e aceeași companie, pentru că și la gust se aseamnă. E destul de gustoasă ciocolata, 9 din 10, crocantă. Am biscuitele de o textură așa crocantă. Și începem dimineața, ziua de trișat, cu ciocolată și cafea. Așa mulți oameni încep dimineața la o cafea, o ciocolată. Eu de la Cadbury, toată seria de Dairy Milk, tot la ei am gustat, doar că aceasta era nouă și mai este ceva nou, care de mult trebuia să gust, dar tot nu mă ajungeau mâinile. Din seria de medli, tot Cadbury Dairy Milk, cum și-am spus, medli au apărut două, da, deci așa sunt, cu diferit gust. Să începem cu una. Asta e o ciocolată, într-un fel ca o cupă și în interior deja ai pus bucăți de ciocolată neagră, alunii caramelizate și bucăți de zmeuri. Da, aceasta de medli am descoperit-o înaintea la Oreo. Da, se primește din spate, e așa. Din partea din față, e așa. Adică e ciocolată, pur și simplu, în timp ce era caldă, probabil că au aruncat în ea câte ceva. Zmeura e uscată, e acră. Ciocolata clar că e dulce. Chipurile acestea de ciocolată simt. E că aici sunt câteva bucăți și acestea sunt alunile. E ciocolată cu alunii, doar că mai simt gustos că pe lângă senzația asta de dulce, așa mai dai decât o bucată de zmeură acșoară. De o senzație nouă, nu-i ciocolată obișnuită, pur și simplu duce, da? Ceva dă o senzație interesantă. Nota 9 din 10. Are tot aceleași bucăți de ciocolată neagră, dar în loc de alune sunt biscuiți și bucăți de fiuci. Mie
fugiul acesta îmi place. Eu când eram mic, mâncam ceva de genul acesta, cum aici se numește fugiul. La noi se numea iris. Este tot așa un fel de pătrățele care le rugăm doar la ei. Dar și la ei au ceva aici care se rugăm din fugi. Dar la noi, da, mie foarte mult îmi plăceau irisurile. Erau niște pătrățele care le rugumai ca guma de mestecat, se întindeau și erau dulci, tot așa ca un fel de caramel. Foarte mult îmi plăcea aceea. Așa arată. Așa arată bucățile de ciocolată, iar care fiugiu și biscuiți sunt albi. Da? Destul de frumos miroase. Mie tot ce-i cu fiugi am observat că îmi place. Bucățile biscuiți sunt crocante. Ciocolata stopește în gură. Bucățile de ciocolată neagră, parcă nici nu le simt, dar sunt încrezut că fără ele ar fi fost alt gust. Dar clar că fugi nu se simte așa de mult, pentru că e puțin, sunt bucăți, ne-mi place când e mult. Dar oricum e gustoasă, nota 9 din 10, dar din toate 3, cea mai bună, nu că îmi place acru, dar senzația era foarte interesantă la asta cu zmeură. Acșorul ăsta din când în când. Și cu Oreo mi-a plăcut, foarte straniu, nu m-am așteptat, dar cu Oreo tot mi-a plăcut mai mult ca asta. Am observat că am uitat să pornesc timerul, dar nu-i strașnic, ce continui. Am văzut tot ceva ce n-am mai gustat, mi s-a părut că sunt napoletane, dar e scris că e biscuit, nu-i napoletan. Biscuit primești cu sloiuri de ciocolată pe mijloc și acoperit în ciocolată, se numește Drifter. Simt ca napoletana. Pe lângă ciocolată, jur împrejur, mai are și caramelă. Se vede cum un pic iese că e lipcios. Când muși de deasupra ciocolată, e caramelă. Și deja în mijloc e napoletană, nici nu e biscuit sau probabil. De fapt, la gust simte ca biscuitele, dar e crocant ca napoletana pe jumătate. Și deja însă și ciocolată e aici înăuntru. Destul de gustos, îmi place senzația asta cu caramelă. Poate mi-aduce aminte de ceva de mai demult ce am mâncat, dar interesantă senzația, mie caramelă îmi place. 8,5 din 10. Scris că fiecare bară are 97 de calorii, de parcă îi spune că-s fitness ceva sau de slăbit, eu nu știu, parcă cine mănâncă ciocolate, dar ar fi interesant câte calorii are o bară, că 90 sau 200 are sau cât are acolo. Dar oricum nu mai contează, că cum e ciocolată care are și grăsimi și zahăr o grămadă. Asta deja e napoletană, mie napoletanele, după cum se știe, foarte mult îmi plac. Îmi place senzația asta când e crocantă. Eu până și salatele le fac crocante cu varză, iceberg acolo, cu castraveți proaspeți, cu ardei graș. Îmi place senzația aceasta când totul e crocant. Am aici 7 unități. Că sunt cam multe, ar fi bine dacă ar fi pachetele mai mici, știi, acolo de 2-3, că una s-o guști, a doua așa, că sunt satur și deja să fie altceva, că sunt cam multe când mănânci câte 7-8 la fel. Da? Ce să-i faci? Dacă sunt mai multe, sunt mai multe. Mi se termină deja și cafeaua. Așa-i. Da, miroase a ciocolată Cadbury, mie îmi place. Napoletana, albă cu ciocolată în interior la fel. E crocantă, dar e foarte moale, așa parcă aerisită. Nu e cea mai bună napoletană, garantat. Dar oricum, cât e gustoasă. 7,5 din 10.
Asta a fost tot masa aceasta, m-am săturat complet, nu mai vreau nimic. Deja încep să mă dea în călduri. Am vreo 300 și ceva de grame de zahăr deja în mine. Ne vedem la următoarea masă. Deci suntem la a doua masă la amiază. E mai târziu ca de obicei, au trecut vreo 4 ore, n-am putut să mănânc de la dimineață ce am mâncat. Parcă cantitativ nu a fost mult, dar a fost foarte, nu știu, sățuos, probabil că prea mult zahăr am avut, nu știu. Ok, unde am fost scumpăr, ce am cumpărat, am fost la Subway, da? Aici aveți link-ul de la CD-ul trecut de la Subway, eu am gustat absolut tot de la ei și săptămâna trecută am văzut că a apărut ceva nou. Ei de obicei fac sandwich-uri, da, suburile acestea, dar acum au apărut wrap, e ca kebab-ul, da, în lavaș învelit și a apărut 3 gusturi noi și le-am luat absolut pe toate 3. Doar unul l-am luat la Milk să am ceva ce bea și mi-am luat un Pepsi Max de cireaș Zero și deja un biscuit care am să vă-l arăt și am trei wrap-uri, da, trei kebab-uri. Am să încep cu unul care e mai cald, e tăiat în două pentru comoditate, e încălzit probabil, așa arată, e verde pentru că e însăși fiecare lavaș are o rețetă specifică, da, și înăuntru se vede curcan, ia ca ce-i, curcan, mi-am adus aminte, carne de curcan cu legume și sosuri anume, dar tot e făcut în rețetă originală. Miroase interesant. E foarte mult carne. Simte la gust. Apropo, din toate rețelele de fast food, ei sunt singurii care au anume Alora Subway inscripții pe șervețele. Nu-i sandwich, dar ca kebab-ul, destul de interesant. N-aș spune că e oap, pentru că e piept de curcan, mult proteine, dar merge, nu-i rău, 7 din 10. Eu dat trecut când m-am pornit să fac CD-ul la Subway, a ieșit refit, pentru că Subway face mâncare prea sănătoasă pentru CD-ul, la ei poți mănânci în fiecare zi. Dar să nu pui multe grăsimi, maioneză, ceva de genul acesta. Dacă pui legume, carne și pâine, ce îți primesc ca sandwich-uri obișnuite și la ei cam ce dai să faci, nu prea iese. Deci acestea sunt din ziua de tășat pentru că au grăsimi o grămadă. Apropo, greșeală. Acum mă uit site și am greșit. Acesta nu-i turkey bacon în guacamole. Eu m-am uitat la sosul acesta verde și am crezut că așa e, dar puțin cu lavaș verde doar unul dintre ei. Acesta e stil rotiserie chicken cezar, adică aici e piept de pui, sos cezar, dar nu înțeleg sosul acesta verde. Care e treaba? Să știm ce-i scris. E lavașul cu spanac, verdeața aceasta, e piept de pui, e cașcaval tare italian, varză iceberg, roșii și sos cezar. Atunci, ce-i treaba asta verde, dar așa nu înțeleg? Asta e straniu. Că mai mult arată ca sosul guacamole, poate că și sunt amândouă, dar poate s-o încurcat cu lavașul, pentru că la restul trebuie să fie roșu. Ce-mi place la Subway față de McDonald's, Burger King și restul proștilor, nu pun gheață. Dacă asta îmi place. Cu toate că eu singur l-am împlut, că aici poți să-l împli nelimitat dacă mănânci înăuntru. A mine mă enervează în McDonald's-ul și Burger King și restul de alte dânșe, că anume îți pun gheață. Cu toate că în America, McDonald's tot are nelimitat apă dulce. Nu știu ce McDonald's și Burger King aici în Londra nu e la fel. Pentru că în America e la fel ca la Subway, ca la Pizza Hut, ca unde am mai fost, Five Guys, acolo îți dă pahar nelimitat, poți să mori până bei. Bei o căldare. Îmi place că ei îl iau, îl tai în două, da, să fie mai ușor de mâncat. Ok, acesta nu-i greu de dat seama cu cei, da. Acesta se numește Chipotle Southwest Steak and Cheese.
adică e un lavaj cu bazilic și roșii făcut, da, într-un steak, carne întreagă, e aici anume, nu e tocată, cașcaval Jack, Monterey Jack, guacamole sos, jalapenos, adică sunt și ardei verzi iuți și deja sos chipotle southwest acesta, da? Așa arată, e roșu, carne din interior e destul de frumoasă. La miros simte anume ardeiul acesta iute. Nu prea îmi place, dar așa să vedem cum o să fie. Sosul deja e suculent, se vede cum iese. Sos probabil guacamole sunt toate trei, când precedentul a fost, aici este. Și încă și în următorul o să scrie. Un pic simte sosul guacamole mai iute. Să vedem carnea. O am mușcat și de un ardei iute. Poți să pui ceva după preferință, să mai schimbi rețeta, ceva să-ți spună, ceva să nu-ți spună. Dar eu i-am spus, faceți-mi rețeta originală așa cum este, pentru că eu să-i simt gustul. Ardeiul e straniu, că iute de obicei nu prea iute la magazin de acestea. Carnea, steak-ul, destul de gustos. Se simte anume carnea întreagă, că e făcut ca lumea. Foarte calitativ făcut, asta îmi place la ei. Că dacă nu mănânci tare gras, foarte calitativ și gustos, poți mănânci în fiecare zi. Acesta nu mai gustos ca precedentul, pentru că precedentul era cu piept de pui, serios. Piept de pui, asta e neserios, l-au zis de trășat. Asta poți mănânca în fiecare zi. Dar acesta e mai gustos, e pe un 8 din 10. A fost un pic cam iute, să-mi schimb un pic gustul, am să mănânc coptura. Iau mai multe, ciocolată albă, neagră, cu nuci, macadamia diferite. Eu mi-am luat cu ciocolată albă, se numește Rainbow Cookie, adică biscuit curcubeu, cum mai are și un fel de ciocolată de genul M&M's, colorate, doar fără nuci în interior. Să-mi dezbat un pic săratul din gură plus iuțeala, că pot să trec la ultimul kebab. Nota 9 din 10, chiar e gustoasă. Ciocolata e topită în interior. Parcă e Nutella, e gustos chiar. Wow, cum arată. Acesta e cu... la fel, e de roșii și bazil, ca și la precedentul însăși lavașul. Și deja înăuntru avem piept de pui de curcan, deja, nu de găină. Cu, la fel sunt în sloiuri, e pus și șunca pe mijloc. Și deja cașcaval în stil american, aici îl văd. Și sos guacamole și sos ranch, cum se numește. E foarte gustos ranchul. Îmi place cum arată. E pus totul așa la soviste, nu doar câte un pic. Carne îmi place la Subway. Carne multă. Să-ți pot atinge anume proteine, pentru de obicei la toți, și cine ai mâncat, proteine minim. Aici proteine sunt deasupra capului. La gust toate au guacamole, diferența minimă. Cel precedent, iuțeala, nu cine știe ce, toate că dacă nu era iute, apă acela era cel mai gustos. Acesta e pe un 7.5. Așa. Sunt și precedentul care cu steak a fost cel mai gustos din toate trei. Acesta e pe a doilea loc. Și pe a treilea e pieptul de pui, pentru că e piept de pui, îți dai seama, dacă era o carne, era mai bun. Respect pentru Subway, încă pentru un lucru. De obicei toți cum fac? În vârf sau în mijloc, dacă l-o tăia, e mult, dar la urmă e gol, da? Tot cât mai aproape, te apropii de sfârșit, de obicei e gol, dar la ei, uite, ultima gură,
Și cum era la început, exact așa și la urmă. Carne, legume tot, adică de la șpână, complet, e plin. Nu că mănânci, mănânci, mănânci nimic. Sau cum, de exemplu, în țară, la Chișinău, de exemplu, mâncam, puneau varză 50% din tot kebabul. Păi eu am venit să mănânc varză și eu zvac să mănânc varză. Mănânc varză în zilele obișnuite, dacă vreau, da, la salată. Dar când te duci să mănânci un kebab, îți presupune că el carne, trebuie să fie plin în carne și în cartofi prăjite, e așa îl fac. Asta da, dar nu arunci 3 pumni de varză, pentru ce? Eu întotdeauna îi spun, ori nu pune varză deloc, ori pune un pic și plătesc adăugător să-mi pun mai mult carne, pentru că totuși dacă își mănânc un kebab, el trebuie să fie așa cum vreau eu, plin, nu gol. Și lavaș la noi în țară de obicei spune mai mult aici, e doar un singur sloi. Aici la urmă că să-l închidă mai mult, dar până acum, uite, da? E că asta e tot. Iaca, dacă eu îl descoper, aici e carne și că asta e tot lavașul. Un singur sloi. La noi sunt trei undeva. Da? Iaca, respect Saboiu, că ei au și mâncare sănătoasă, au proteine destule și dacă vrei poți și mai serios să-l încarci și în calorii. Unul de ăsta în mediu are 600 de calorii, 550-600 așa. Gata pe masa aceasta, 16,70 m-a costat. Am ajuns acasă, cât n-am uitat să pornesc timerul, pentru că problema mea că eu totdeauna nu vreau să-l pornesc până nu încep a mânca, dacă încep a mânca deja uit. Așa că îl pornesc de acum, fie mai interesant, un pic cum merge ceva. Mi-am desfăcut proaspăt un litru de chefir, pentru că desigur, trebuie să mai termin ceva dulciuri din ce am pe acasă, să mai eliberez loc pentru că să mai cumpăr altceva. Și ce am? Am cumpărat săptămâna asta, vreo 2-3 zile în urmă, pentru că a apărut o săptămână în urmă ceva nou aici. Oreo. Au apărut așa două cutii. Vroiam să cumpăr doar una, chiar sper să nu-mi par rău, dar cred că o să-mi par rău că le-am luat pe amândouă, pentru că ele sunt la fel. Sunt biscuiți obișnuiți Oreo de ciocolată cu cremă de vanilie în mijloc, doar că aceștia sunt acoperiți în ciocolată de lapte, acestea sunt în ciocolată albă. În rest sunt la fel. Deci biscuiți Oreo, clasici, doar că diferența e față de clasici că ei sunt acoperiți complet în ciocolată. Da? Așa sunt. Și chiar din interes să-i compar pe unul și pe altul, să luăm câte una din fiecare, pentru că pur din interes, în fiecare sunt câte 12 biscuiți, sunt 6 pachete, așa câte 2 biscuiți. Da? Și să gust prima asta de ciocolată cu lapte și ciocolată albă. Vreau pe ambele odată să le gust, pentru că fiecare are 250 de grame și mi-e îngrijă că după ce am să termin de mâncat un pachet întreg, deja nu o să mai simt așa bine gustul și n-am să pot să savurez corect, pentru că să-mi expun părerea, să dau o notă. Aceștia albi sunt încrezut că sunt foarte, foarte dulci, asta e garantat mai mult ca precis. Dar mi-am luat de amândoi pentru că tot știu care sunt cei mai gustoși, ca pe viitor să știu de care să iau. Deci, așa sunt. Nici nu-ți dai seama că sunt eu. Miroase destul de gustos. Da. Biscuiți clasici Oreo. La gust simte. Crema vanilie simte. Plus ciocolată în interior, pe deasupra. Foarte dulci. E și așa dulci. Dar tot ciocolata asta încă și mai dulci. Pur și simplu cu ciocolată. Aici se vede scris Oreo. Dar asta e cu ciocolată albă, dar sunt foarte, foarte dulci. Aceștia încă și mai dulci o să fie. Înzgem.
Fiecare specific în gustul lui. Asta ciocolată albă, ciocolată cu lapte. Eu mă gândeam că aceasta o să fie ciocolată neagră și mă gândeam să nu cumpăr. Dar apoi am citit că e ciocolată cu lapte și am spus totuși ar trebui degustat. Ambele sunt gustoase, doar că ciocolată albă că întotdeauna e mai dulce și mai mult gust de lapte se simte ca în aceasta. Dar ambele sunt pe nota 9 din 10, că sunt gustoase, destul de gustoase ambele. Am câte 250 de grame aproape în fiecare, jumătate de kilogram. Văd cum asmeagă. Foarte rău că n-au ei pachete mai mici, pentru că eu aș fi luat, de exemplu, 2 biscuiți de aceștia, 2 biscuiți de aceștia, nu maximum câte 2 pachete, adică 4 biscuiți, mie mi-ar ajunge. Dar așa 6 pachete cu în total 12 biscuiți, cam e un pic prea mult. Pentru că saturi te plictisești de același gust. Mie îmi place să gust mai multe lucruri diferite decât o cutie întreagă de tot același. Gata biscuiții Oreo și se termină această masă cu niște napolitani de la Nestlé. Blue Ribbon. Napolitană. Foarte ușoară, moale. E crocant, dar am mâncat napolitane un pic mai bune. Dar oricum nu sunt cele mai rele. Totuși de la Nestlé. 99 de calorii. Spune că, nu știu, ești la dietă. Wow, mănânci 100 de calorii. Nota 7 din 10. Biscuiții Oreo erau mai dulci. Gata, am terminat. Jumătate de oră. Următoarea masă. Mai am un kefir ultimul. Să meargă mai ușor și... tot a apărut ceva nou de la Maryland. Am așa două cutii de biscuiți. Să începem cu aceasta, să luăm pe rând. Maryland Cookies Wonders, de serie Wonders. Raspberry and Chocolate Mashup. Sunt biscuiți cu bucăți de ciocolată neagră. Biscuitele shortcake, nu știu cum se traduce, dar are un gust așa ca cu unt ceva parcă. Și bucăți de zmeuri și orez crocant, cereale de orez. Miroase a zmeuri și a ciocolată, foarte interesant, așa-i. Dați să vedem, sunt 8 biscuiți. Da. Se vede ciocolata din toate părțile, chipurile de ciocolată. Zmeura nu o văd, văd orezul. Mă așteptam ca biscuitele să fie moale. De obicei așa biscuiți sunt moi. Iar era să opresc, să uit, să pornesc timerul. Zmeura până când nu simt, simt doar ciocolata. Biscuitele nu-i moale, e crocant. De obicei când e așa mixul, e moale, cum a fost acela de la Subway. E că simt ceva și de zmeură. Destul de interesant la gust, o văd zmeura. Asta e ciocolata, asta e bucata de orez și aceasta e zmeură, vedem tot de ciocolată. Nota 7 din 10. Nu e cel mai bun, dar nici cel mai rău, merge. Toffee Popcorn Crunch, așa e biscuitele. E cu, la fel cu bucăți de ciocolată, dar acestea cu lapte, acolo era neagră, bucăți de caramelă, ceva crocant și popcorn de toffee, de iris. Miroase într-adevăr a caramelă și a toffee. Foarte mult îmi place toffee-le mie.
Văd bucăți de popcorn, acestea albi, ciocolata, bucățele de caramelă, sunt ca acestea micuțe. Și într-adevăr miroase a caramelă și a toffee, îmi place mirosul. Tot e crocant, dar mie mai mult îmi plac biscuiții de tipul acesta când sunt moi. Nota 8 din 10. Acesta într-adevăr e bun. Ciocolata stopește în gură, ciocolata de lapte nu-i neagră, mai gustoasă. Caramela simte și toffee-le un pic cum se rugă-mă. Într-adevăr, e că acesta e gustos. Îmi place, da. Dacă mai era și moale însăși biscuitele, și dacă mai era încă și de ovăz biscuitele, minim 9 din 10 era să fie. Ce să continui? Așa un tip de biscuiți, Elizabeth Show, Raisin and Hazelnut, dar sunt biscuiți crocanți, cu caramelă care se rugumă ca toffee probabil, și sunt stafide și alune. Și tot asta e acoperit în lapte de ciocolată. De ciocolată, de lapte. Miroase bombă. Să vedem cum sunt. Treburile crocante deja le văd, în mijloc trebuie să fie biscuiți, stafidele deja ies afară, acestea se văd. Ca nu se preînțelege, dar deasupra sunt cereale crocante. Pe mijloc, într-adevăr, e așa biscuitele. Deasupra e caramelă și deja tot e ciocolată. Și stafide. Caramela se simte, e gustoasă. Treburile astea crocante mie îmi plac foarte mult. Tot ce cu caramel e extrem de bun. Chiar-s bune. Nota 9 din 10. Îmi plac stafidele. Îmi place anume textura asta, biscuite. Ciocolata e gustoasă. Dar cel mai tare se simte anume textura asta crocantă la cereale. Îmi place caramela cum e dulce, cum se rugă-mă. Și stafidele când le dai anume de gust. Da, și o senzație interesantă. Gustos, într-adevăr, nota 9 din 10. Ce de interesant, cutia asta de biscuiți, sunt 9 biscuiți în interior și în calorii 666. Și amuzant, a ieșit chiar cifra la ultima masă. Nu la masă, dar la unul din deserturi. Gata, am mâncat. M-am săturat. Nu mai vreau absolut nimic să mai mănânc. Pentru că deja mă dă în călduri. Încep să transpir și că pot și să dorm totuși o noapte, să nu stau. Să bate inima cu 200 pe minut. De la atâta zahăr ajunge. Plus chiar m-am supra de mult de toate. În privință la biscuiții aceștia, Elizabeth Show, am avut senzația de mult timp vroiam să iau. O să fie într-adevăr gustoși. Și într-adevăr așa și este, ca și după cutii. Deodată se vede după cutii că e ceva serios, nu Maryland-ul acesta. Pentru că la Maryland tare nu s-a impresionat de brandul acesta, ca și de Oreo. Dar acestea sunt gustoase și ei mai iau și de cocos, dar nu le-am găsit, foarte mult timp le caut și nu le pot să le găsesc. Probabil că am să le comand online de la Tesco deja și am să le mănânc în alt cheat day. De asta au fost tot. Câte calorii și macronutrienți deja am consumat, vedeți pe ecran, cât m-a costat tot cheat day-ul acesta. Sper că v-a plăcut. Dacă da, dați un like, vreți să mă vedeți, abonați-vă, apăsați clopoțelul să fiți primul când postez un nou clip. Și dați ceva în comentarii, idei poate, ce de mâncat, ce nu de mâncat, că mie cam mi se apropie timpul când deja mi expiră tot ce mi-am plănuit. Mai am câte ceva să mai iau, mai am câte ceva pe acasă, niște restaurante cu vreo câteva cedări înainte, poate dați ceva idei, nu știu.
ceva fast food ce vreți să vedeți și ne vedem în următorul clip. Pa!